Vă salut, băieții, cu stimă și respect și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Stand Up 2. Astăzi, băieții, cum vedeți, a apărut și PES-ul, nu PES-ul, dar a apărut update-ul de Halloween pe Stand Up 2. Acest episod l-am filmat cam târziu, adică update-ul a apărut alaltă ieri, cred, nu mai țin minte, și eu filmez după 2 zile de când a apărut update-ul. Deci, ce să fac? Aia e. Băieții, ce să zic, sunt și un pic cu părere despre acest PES. Prima dată vedem aici o ruletă în care dacă dai 100 de gold primești de la roată și poți să-ți pice acest tanto care, bă, nu e urât. E ok, dar nu știu ce să zic, dacă trebuie să ai prea mare bulanul ca să-ți pice acest tanto, fiindcă na, poți să dai, nu știu, dacă dai oricum de 50 de ori, dacă dai, de exemplu, 5.000 de gold consumi aici, păi îți dă automat tanto, dar tanto să va fi cel mult, nu știu, 2.000 gold, cam atât va fi, adică nu știu dacă se merită să joci aici, doar dacă ai bugetul, ai buzunarul gros și dacă crezi că o vei avea noroc. Acum fiecare face ce vrea cu goldul lui. Și să vedem ce avem și la PES. Am făcut niște taiere aici din aceste stickere. Mi-a picat primul sticker că na, o nenorocosul. Băieți, o să-mi iau PES-ul acum seara, deci ce să zic, revin când îmi iau și eu PES-ul. Deci da, băieții, mi-am cumpărat și PES-ul, mi-am luat încă două taiere din astea, dar nu știu de ce nu s-au luat. Nu știu, un bug ceva, cred. Hai să vedem ce mi-a picat în inventar această cutie care mi-a picat. Nu o să o deschid, fiindcă o să țin pentru case opening. Deci, asta este. Bă, nu e ce trebuie. Un Empire. Rival Scorpion. Ah, asta le aveam. Mi-a picat ăsta cu Statrak. Ia să vedem, dăm așa un inspect. Să vedem ce din aia are. Deci dăm la arme, unde sunt armele, uitele. Păi, na, nu e ce trebuie. Nu a picat bine, n-a picat deloc bine. Și să vedem și acest charm sau sticker ce e. Stai un pic, mi-a dat charm. Mi-a dat sticker, a, mi-a dat, nu te cred, mi-a dat două din alea. Ok. A, ba nu, mă, mi-a dat din astea, stai un pic să uit ce au astea. A, cam prostes, da, ce să zic, aia e. Dăm și noi rapid așa. Dăm și noi echip la frumosul nostru charm sau medalie, cum se numește. Acesta ce e? Ce este, măi? A, ok. Hai că nu e rău. Nu e rău. Unde era? A, ăsta era, mă? Da, unde era ăla? A, ăsta, ok. Deci mi-a dat ăsta. Ce să zic? Să zicem că e ok. Deci revenim, băieții, cu... A, am uitat să zic că a apărut un minigame. Se numește Soul Hunt, cred se pronunță, nu știu sigur. Haideți să dăm și noi un Da, match. băieții, suntem fantoma. Să vedem cum acest merge. Mamă, merge în 40 FPS-uri, ok. Trebuie să o luăm pe ăsta, să nu tragă noi. Ok. Trebuie arma. Sunt în spate. Unul e spatele meu. Am lag. Hai că am tras. Am tras, n-am tras de bine deloc. Bă, ce să zic, modul ăsta de joc e foarte bun, dar foarte bun pentru farmat XP, pentru level, deci e senzațional acest mod. Cred că o să spamez, nu știu, să fac și o level cât mai rapid, să fac și o case opening-ul ăla cât mai rapid. Hai că s-a făcut kill, ok. Așa. Luam arma, da, degeaba. I-am dat un hit doar, hai mă. Unde e ăla? Deci e aici. Păi mid, aici e midul, cred. Ok. Deci sunt eu primul. Stați un pic să-l iau pe ăsta. Da, mă, dacă și avea și gloanțe ar fi perfect. Dar nu putem să le avem pe toate. Ia, o să-l iau pe ăsta. Hai că s-a luat. What? Am 103 viață, n-am văzut chestia asta. Deci am 103 viață. Ok. Uite un
coleg. Ai, mă, frate, mă, e greu, rău să ajungi la ei. E doar să luăm pe ăsta. Dacă aș putea să fac și eu ce trebuie. Așa, mă. Ia să vedem arma asta, are gloanțe, are. Uite-l. Nice. Mi-e ce, unde sunt ăștia? Ok. Nu. Merge foarte culac, deci merge foarte rău. Am lag. Ia să-l iau pe ăsta. Mort. Mamă-s pe mine ăștia, mă. Bine. Uite-l, mă. Nu. Bine, mersi mult. Mamă, că e bine. 11 fraguri. Ne vin ăștia. Mort. Ia să vedem să-l ajutăm pe ăsta dacă are nevoie. Nu cred că are. Uite, mă. Hai că da. Bă, cum să zic, harta e făcută pe stil Halloween, clar. Dacă na. Ce să zic, e ok. Adică modul ăsta de joc chiar e ok. Ai antrenamente foarte multe pe Deagle. Adică joci doar Deagle. Și asta e foarte bine, fiindcă te înveți să joci acest pistol, ca să zic așa. Și e perfect. Ia, o să vedem unde e ăsta. Uite-l. Uite-l, Murlano. Hai să-l ajutăm pe la nostru. Mamă, n-avem cuțitul, ok. Cam tras dacă e. N-am gloanțe, e bine. Am, dar are două hituri de Deagle. Mort. Luăm această armă. Cărcăm rapid. Hai, mă. Lasă-mă, frate. M-a luat. Haideți să... Hai, mă, merge. Așa. Uite-l. Vino coace. Așa. Deci, da, băieții, ce să zic. Cam atât a fost și cu acest episod. Bă... Ca să zic așa, părerea mea sinceră despre acest update sau despre... Na. Deci e ok. Adică se merită. De ce nu? Adică chiar PES-ul se merită. E șmecher. Deci trebuie. Imaginea asta care ne intră în stand-off și ne iese, chiar e foarte șmecher. Adică e făcută foarte bine. E foarte bun. Nu știu să facem un thumbnail pentru stand-off 2 și astea. Adică e o poză foarte frumoasă. Și ce să zic, băieții? Acest episod a fost filmat mai târziu de când a apărut update-ul, dacă cum vedeți sunt la tier 9. Ce să zic, uite ce mi-a picat din PES. Cam asta e. Vă întrebați unde toate cutiile și unde tot coins-ul, păi am deschis cutiile alea, fiindcă n-am case opening-ul. Și o să fac mai multe părți din acest case opening, deci am deschis peste 50 de cutii. Sper că să vă placă, băieții, să vedem ce mai e. Și sper ca să ajungă gold să-mi iau și eu niște arme și mi-e chiar să fac și un inventar, să nu mă mănânc și abana, orice. Și să zic, băieții, că mă tăfă și cu acest episod, cu voi fost One, dați un like, dați un subscribe, canalul meu de... Hai că canalul meu de YouTube, hai că canalul meu, hai că s-a vorbit. Instagramul meu la găți în descriere, la fel și serverul meu de Discord. Eu v-am pupat, cam atât a fost. Ciao!